Plecăciune Națiune, ne reîntâlnim după mult timp la o emisiune Poveștile Trecutului, de data aceasta la Euro TV Bacău. Suntem acum ziua de vineri, când acum devine atunci. Și atunci, între 17 iulie 1945 și 2 august același an, la Potsdam, la Cicelenhof, are loc ultima întâlnire, ultima conferință a aliaților la sfârșitul celor de-al doilea război mondial. O conferință la Potsdam care pune capăt unui război și deschide perspectivele către un alt război, un război care nu se va desfășura pe cale militară, ci se va desfășura pe baza conflictelor diplomatice, conflictelor înghețate, conflictelor bazate pe amenințarea cu forța. Este punctul de trecere de la războiul fierbinte al cel de-al doilea război mondial și războiul rece. Despre conferința de la Potsdam, despre Națiunile Unite și despre al doilea război mondial voi discuta astăzi cu invitatul meu, Sergiu Munteanu. Bine a venit, Sergiu, la Euro TV. Bună ziua, domnule profesor. Sergiu este un tânăr absolvent de liceu anul acesta și, așa cum am prezentat în ediția inaugurală, emisiunea nu se adresează doar specialiștilor, este o emisiune care se adresează oamenilor simpli, o emisiune de popularizare, o emisiune care aduce în fața dumneavoastră atât specialiști, atât profesori de istorie, dar și pasionați de istorie. Sergiu este un pasionat de istorie și pentru început vreau să-l întreb dacă ceea ce a absolvit el are vreo legătură cu pasiunea pe care o are. Nu, sincer, nu am nicio... pasiunea mea pentru istorie e total diferită. Am deprins-o de-a lungul liceului, pot să spun sincer. Am citit și când eram mic anumite lucruri despre istorie și erau destul de interesante și atunci, dar pasiunea mea adevărată despre istoria a început undeva prin clasa 10-a, unde am descoperit plăcerea de a citi și plăcerea de a cunoaște evenimente care au cauzat cum funcționează lumea chiar și astăzi, chiar și pe vremea părinților noștri sau bunicilor. Ca să le spunem între spectatorilor, Sergiu este absolvent al unei specializări tehnice, corect? Da, într-adevăr. Tehnician, operator, tehnică de calcul. Iar pasiunea pentru istorie este o pasiune descoperită în timp. Da, oarecum descoperită în timp. Din multitudinea de subiecte istorice, am sesizat de-a lungul timpului la tine o aplicare spre al doilea război mondial. Este adevărat? Da, într-adevăr. Mai ales între perioada asta, al doilea război mondial, chiar și primul război mondial, chiar și perioada interbelică, este pentru mine o perioadă interesantă, deoarece în perioada asta se desfășura războiul într-un mod total diferit cum se desfășura înainte, în războaiele mici. Acum războiul are o importanță mult mai catastrofală față de întregul mapamond, nu doar față de anumite state micuțe, anumite locuri izolate de pe glob. Da, războiul devine mai violent, devine mai distrugător, cuprinde mai multe țări, se schimbă tactici de luptă, nu mai avem acele războaie pe câmpuri de bătălie cu strategii napoleoniene. Da, într-adevăr. Cu uniforme colorate, totul se schimbă. Fără steaguri, fără la da. 500 de kilometri să-l vedem steagul. Ai un istoric preferat pe care citești mai mult? Nu, mai mult am o colecție de date care îmi place să le citesc
să le combin. Mai mult îmi place să aud și părerea oamenilor, nu neapărat istorici, cât și oamenilor ce părere au din alte state, din alte culturi, unde s-au promovat alte chestii. De exemplu, da, îmi place să ascult părerea oamenilor din Rusia despre cum a fost era sovietică pentru ei, pentru că unii dintre ei glorifică foarte mult era sovietică, ceea ce pentru noi a fost o chestie care în momentul de față, după 30 de ani după Revoluția de la 1989, o cam nu e destul, nu vedem cu ochi foarte buni în momentul ăsta. Da, pentru că ai adus în discuție era sovietică, vezi cum curge discuția, pentru că putem să ne legăm de subiectul emisiunii noastre. Uniunea Sovietică în al doilea război mondial a fost parte a Națiunilor Unite, acea coaliție politică și militară care s-a opus puterilor Axei. Al doilea război mondial este declanșat în 1939 de puterile Axei, formate din Germania, Italia și Japonia. Și aici întâlnim o diferență față de primul război mondial. Dacă în primul război mondial cele două alianțe adverse erau constituite înainte de declanșarea războiului, în al doilea război mondial, alianța care s-a opus Axei se constituie mult mai târziu. Care crezi tu că ar fi cauzele constituirii tardive a unei alianțe împotriva Germaniei hitleriste? De ce așa de târziu? Deoarece Germania a fost lovită foarte puternic economic, mai ales în perioada interbelică după semnarea tratatelor de la Versailles. Da. Și celorlalte tratate care încheiau primul război mondial. După urmând Marea Depresie, care a ruinat economic foarte multe state, Germania fiind în centrul Europei și având un fost imperiu, mândrindu-se germanii de fostul imperiu german, da, cât de puternic ar fi putut deveni, consider că au fost mai mult un lanț al cauzalității, să zic așa, care a dus la ascensiunea lui Hitler. Pentru că acum, vorbind la om la om, vă dați seama că nu vrea nimeni un stat totalitar, degeaba vor dreptate oarecum. Da, Hitler a ajuns să câștige putere politică pur și simplu speculând frustrarea, dezamăgirea, furia germanilor față de tratatul la Versailles. Asta explică ascensiunea lui Hitler la începutul războiului în anii 30, apoi anii 40. Dar nu cred că marile puteri democratice europene nu vedeau pericolul pe care îl reprezintă ascensiunea lui Hitler. Și totuși o alianță se formează de-abia în 1942 împotriva lui Hitler, adică la 3 ani după declanșarea războiului mondial. Întrebarea mea, și asta vreau să discutăm, de ce așa târziu? De ce nu în 39, de ce nu în 40, nu în 41? Ce se întâmplă cu puterile europene? Ce le paralizează atâția ani? Nu știu, părerea mea este că consider că puterile mari europene, în afara Germaniei și a Axei din Europa, consider că până și ei la un moment dat consideră că au fost nedrept în tratatele de la Versailles cu o pagubă atât de mare a Germaniei la o putere atât de importantă fix în centrul Europei, cu o zonă atât de comercială atât de importantă de-a lungul timpului. Consideră probabil că au fost nedrept. El înainte de 39 mai anexează Austria, anexează Sudeția. Sudeția, da. Și atunci puterile, alianța, nu, statele democratice. Statele democratice nu consideră o anumită
Un pericol. Un pericol, neapărat. Pentru că mă gândesc că, că Hitler avea un plan, de fapt, să unească neamul german și să înflorească de la capăt, să dând o șansă din nou a Germaniei să devină democrată. Gândiți-vă că cade în perioada aceea regatul german cu Kaiserul Wilhelm al II-lea. După tratatul la Versailles, Germania devine Republica de la Weimar. Weimar. Da. Este un amalgam de fapte. Poate pe de o parte țările învechitoare în primul război mondial aveau un anumit regret al măsurilor dure pe care le-au luat. Poate și în mod sigur aveau o încredere extraordinară în societatea națiunilor și măsurile de păstrare a păcii. De multe ori și chiar discutasem la un moment dat despre conciliatorism, faptul că marile puteri europene considerau că dacă sunt înțelegătoare cu Hitler, vor reuși să păstreze pacea. Din păcate, nu a fost așa. Concesiile făcute lui Hitler nu au dus la păstrarea păcii. Războiul începe în 39. Mult timp marile puteri democratice nu reacționează niciun fel. Este perioada acelui război ciudat. Da, dar până în iunie 1940 își dau seama la un moment dat puterile democratice că războiul este o realitate și că AXA trebuie să aibă o alianță care să vină în contrapondere. Bun. Când se creează această alianță, în sfârșit, această alianță împotriva lui Hitler și a puterilor AXA? În 1942. Mai exact în ianuarie. Da, 1942. Ianuarie. Bun. Hai să facem un tablou. Un tablou. Și ne vorbim de Europa și zona Mediteranei. Nu intrăm pe Pacific. De ce? Pentru că în prima emisiune din august vom aborda bombardamentele la Hiroshima și Nagasaki și vom discuta Pacificul atunci. Care era tabloul militar al războiului în momentul Constituirii Națiunilor Unite? Tabloul militar era că Germania deja ajunsese în... avea intrat în... De exemplu, în 1942 nu l-a început, dar da. Urma să ajungă într-un război cu Uniunea Sovietică. Era în război atunci. Era în război? Okay. Bun. Vorbim... Deci dacă s-a încheiat în ianuarie 42, hai să ne închipuim harta Europei. În decembrie 1941. Și să vedem cele două fronturi, în partea de est a Europei și în partea de vest. În partea de est, principalul conflict în al doilea război mondial în Europa a fost între Germania și Uniunea Sovietică. Suntem în decembrie 1941. Planul Barbarossa începe pe 22 iunie 1941, invazia Uniunii Sovietice. Da? La sfârșitul anului 1941, unde se afla armata germană? Deja intrase în Uniunea Sovietică cu putere, urmând tactica militară Blitzkrieg, care e formată din bombardament aviatic, după aia bombardament cu tancul, urmând capturarea cea mai rămas de către infanterie. O tehnică folosită destul de inteligent în perioada aceea, în care ultimul război care era a fost un război de tranșee, care nimeni nu mai vrea să aibă un război de 4 ani sau 4 ani de tranșee din nou. Nimeni nu mai vrea să-și pierdă toată puterea economică pe un război de tranșee. Corect. Și atunci avem invazia Uniunii Sovietice pe cele trei direcții. Pe frontul de nord spre Leningrad. Pe frontul central spre Moscova. Și pe frontul de sud spre Stalingrad. Spre Stalingrad. În decembrie 41, trupele germane opresc ofensiva în suburbiile Moscovei. Deci acolo ajung trupele germane.
În partea de vest, care este soarta celor două puteri democrace, Franța și Marea Britanie? Nu știu sigur, dar mi se pare că am început ofensiva împotriva Franței. Da. Și au început Blitzkrieg și acolo. Peste tot și Polonia, la fel în 39, da. Este tactica germană. Am luat un pic geografic, pentru că Uniunea Sovietică a fost atacată după ce vestul a fost supus de către Germania nazistă. Ce situație are Franța în 41? Germania a atacat Franța înconjurând Maginot, linia Maginot, prin Belgia, da. Folosindu-o pentru că era un teren foarte drept, puteai să treci cu tancul imediat, era foarte ușor de invadat Belgia și intrat în, fiind singura ineficiență geografică a Franței, da. Granița cu Belgia. Germania a folosit tehnica asta și în primul război mondial, da. Și în al doilea război mondial. Dar de data aceasta, Franța este capitulează mult, mult mai repede. În câteva luni, Franța capitulează războiului și rămâne doar Franța. Franța de la Vichy cu mareșalul Pétain. Mareșalul Pétain care preferă această capitulare. Să nu uităm că mareșalul Pétain este conducătorul armatei franceze din bătălia de la Verdun. Și să nu uităm un aspect, mulți spun, de ce Franța a cedat așa de repede, de ce au renunțat. Generația politică și militară a celor de-al doilea război mondial este generația tranșeilor din primul război mondial. Într-adevăr. Mareșalul Pétain nu a mai vrut să mai vadă un alt Verdun dacă acest lucru era necesar pentru supraviețuirea Franței. Într-adevăr, bătălia de la Verdun a fost o bătălie din primul război mondial care a fost, cred că este una din cele mai cunoscute bătălii din al doilea război. Este abatorul. Și Pétain asta a spus. Dacă pentru a păstra Franța întreagă va trebui să trecem pe lângă un Verdun, mai bine capitulăm. Nu mai vreau atâția morți. Bun, Marea Britanie trecuse deja în 40 prin bătălia Angliei, nu fusese ocupată, fiind pe o insulă, este foarte greu de făcut blitzkrieg acolo. Într-adevăr, nu poți să merge cu tancul. Da. Ce este interesant este că Hitler, într-un fel, nu învață niște povesti ale trecutului. El repetă greșelile lui Napoleon. Într-adevăr. Și Anglia și Rusia. Într-adevăr. La fel. Bun. Și avem, la sfârșitul anului 1941, avem o Europa efectiv germană. Trupele Wehrmachtului sunt în suburbiile Moscovei, începe asediul Leningradului, Franța nu mai există, Anglia de-abia rezistă bombardamentelor Luftwaffe. În Europa avem Germania și Italia aliate în forțe militare importante. Avem Belgia, Olanda, Luxemburg, Norvegia, Danemarca ocupate, Polonia ocupată, Iugoslavia ocupată, România, Ungaria, Bulgaria aliate cu Germania. Mai avem câteva state neutre. Da, într-adevăr. Da? State care au reușit să găsească o portiță de scăpare a anexării, cum ar fi Suedia, care i-a ajutat pe germani, dar nu a fost niciodată de partea lor, pentru că ei, din ce amintesc eu, din ce am citit, ei luaseră o inițiativă de neutralitate totală și considerau că e mult mai bine ca să lase trupele germane să treacă pe la ei prin țară, să se ducă în Finlanda, să ajute în războiul finlandez-rus, da. Care a fost Talvisota. Da. Considerau că e o idee mult mai bună decât să fie anexat și să treacă prin ce trec cu vecinii lor. Exact. Și au mai fost state neutre care au avut regimuri politice totalitare, cum sunt cele din Portugalia lui Salazar și din Spania lui Franco. Este, după
trei ani de război civil, Spaniei nu mai trebuia un alt război. Nici nu mai puteau duce un alt război economic și militar. Bun. Se constituie această alianță din Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite în ianuarie 1942 prin semnarea Declarației Națiunilor Unite. O Declarație a Națiunilor Unite care își pune ca scop înfrângerea Germaniei și capitularea necondiționată a Germaniei. Un alt punct important este acela că se refuză negocieri de pace sau încheiere de pace separată cu Germania sau cu vreun aliat al Germaniei. Într-adevăr, până la urmă, este un război mondial, nu este orice război. Nu poți ieși dintr-un război de ăsta catastrofal mondial așa de simplu. Pentru că ori vei fi urât de statele Axei, ori vei fi urât de statele aliate. Corect. Bun, se încheie alianța. Se schimbă evoluția frontului după constituirea unei alianțe din trei mari puteri militare care are scop să fie contrapondere la Axe. Se schimbă cursul războiului după ianuarie 1942? Într-adevăr, se schimbă. Germanii mai fac o greșeală fatală care îi costă frontul de est. Încearcă să anexeze partea sudică a frontului, ducându-se pe frontul de est, sub frontul sudic, da. Încercând să se ducă spre Stalingrad, ocupând Caucazul, deoarece acolo se găsesc rezerve foarte importante de petrol. Distribuitorul principal de petrol al Germaniei în al doilea război mondial, din ce mi-am amintesc eu, era România, care deja se cătuise tot ce mai putuse. Mai sunt foarte puține rezerve de petrol pentru a anexa toată Uniunea Sovietică. În tehnica Blitzkrieg sunt importante și avioane, și tancuri, și infanterie. Deci are nevoie de petrol, are nevoie de motorină și decizia pe care Hitler a luat-o de a înainta cu pregătire spre front, pe frontul sudic, Ucraina, de sudul Ucrainei, Crimea, Sevastopol, Cotul Donului până la Caucaz, a dezechilibrat într-un fel frontul, s-a creat o pungă în partea de sud a frontului de care au profitat sovieticii, linia frontului s-a mărit ca distanță și atunci avea o linie a frontului de apărat mult mai mare și unul din momentele cruciale în evoluția celui de-al doilea război mondial a fost bătălia de la Stalingrad din 1943, în februarie se încheie, dar înainte de a începe, haide să ne închipuim Germania cu cuceririle ei ca un balon care se umflă. Da, și cucerește, și cucerește, și cucerește, se duce până la Leningrad, până la Londra, până la Paris. La un moment dat, acest balon va fi spart în trei locuri. Da. Și se va reduce la bunkerul lui Hitler. Da, din Berlin. La Stalingrad este un punct de cotitură. În afară de Stalingrad, unde au mai fost și alte două puncte de cotitură? A fost unde au început aliații frontul de vest. Da. În Normandia. Da. Cu D-Day. Da. Pe fronturile, nu mai știu cum se numesc sigur, dar știu că erau vreo patru fronturi. În da, care de debarcare. De debarcare. Dar prima victorie a Națiunilor Unite împotriva victorie categorică care a dus la trimiterea trupelor Axei în defensivă a fost cea din Africa. Din Africa, de la El Alamein. A fost chiar o înfrângere capitală pentru forțele italiene. Italo-germane. A fost o înfrângere a celebrei Vulpea Deșertului. Da, Erwin Rommel. Erwin Rommel, care pentru telespectatorii noștri, în primul război mondial, feldmareșalul Erwin Rommel, Vulpea Deșertului, comandantul trupelor germane din nordul Africii în al doilea război mondial, a luptat la Oituz.
Erwin Rommel și Rudolf Hess, cel care a plecat din Germania și a fost prăbușit în Scoția, povestea mâinii drepte a lui. Cei doi, Rudolf Hess și Erwin Rommel, au luptat în primul război mondial la Oituz. Și sunt niște personaje foarte importante, mai ales cel de-al doilea război mondial, fiind mareșali care exact. Comandau armate exact. Întregi. Bun. Această alianță Națiunilor Unite s-a bazat pe... De fapt, era o alianță de trei lideri. Da. Da? Iosif Vissarionovich Stalin, conducătorul Uniunii Sovietice, Franklin Delano Roosevelt, președintele Statelor Unite, și Winston Churchill, premierul britanic. Cei trei s-au întâlnit în două conferințe, una în 1943, una în 1945, la Teheran da. Și la Yalta. Acolo au discutat strategiile războiului. Bun, am pomenit aceste conferințe pentru că subiectul nostru este conferința de la Potsdam. Din momentul El Alamein, 1942, Nordul Africii, Stalingrad, 43, Frontul Sovietic și 1944, Normandia, în Europa, toate puterile axei intră în defensivă. Da, și în colaps, oarecum. Și în colaps. Deoarece nu mai pot folosi tehnica germană Blitzkrieg și sunt nevoiți să... Da, foarte interesant. Blitzkrieg este o tactică militară ofensivă. Da, într-adevăr. Nu se poate face Blitzkrieg în apărare. Într-adevăr, nu poate. Decât dacă fugi și cam atât. Da. Și, pe de o parte, vine armata sovietică care eliberează teritoriul sovietic cu celebra bătălie de tancuri de la Kursk. Da. Apoi eliberarea Estului Europei, trecerea României de partea Națiunilor Unite în 1944, care destabilizează cu totul frontul german. Da? Pe de altă parte avem debarcarea din Sicilia, apoi în Italia, debarcarea din Normandia. Bătălia de la Cassino. Corect. Și pe 30 aprilie 1945 Hitler se sinucide. 9 mai capitularea Germaniei. Și după capitularea Germaniei are loc conferința de la Potsdam. Da, ultima conferință a celui de-al doilea război mondial, care se definește fiind conferința care schimbă lumea oarecum pentru totdeauna. Da, va schimba lumea. Este o conferință între capitularea Germaniei și capitularea Japoniei. Războiul se încheiase în Europa. Dar nu și în Pacific. În Pacific. În palatul de la Cicelenhof, de la Potsdam, se întâlnesc cele trei puteri învingătoare, deja învingătoare, ale Germaniei. Cine participă? Din partea sovieticilor rămâne Iosif Vissarionovich Stalin, dar se schimbă componența celor trei odată prin moartea lui Franklin Delano Roosevelt. Da, Roosevelt moare având probleme foarte mari de sănătate. Totuși participă la penultima conferință, cea de la Yalta. Da. O conferință care mi se pare mea că ar trebui să știe toată lumea. Corect. Și totuși Roosevelt este singurul președinte american care a dus 4 mandate consecutive. Da, într-adevăr. E chiar a prins războiul și nu se fac alegeri. Este cel care a scos Statele Unite din marea criză prin programul New Deal. El moare și este înlocuit de vicepreședintele Harry S. Truman. Harry S. Truman, care era mult mai circumspect și mult mai... mai neîncrezător în intențiile lui Stalin decât fusese Roosevelt. Putem să punem acest lucru și pe
seama faptului că Roosevelt este un om bătrân, este un om bolnav, mult mai dispus să cedeze, decât să cedeze presiunilor sovietice. Poate altfel s-ar fi negociat la Yalta dacă intră Truman. Să nu uităm că Truman este autorul doctrinei Truman de îndiguire a comunismului în lume. Pe baza doctrinei Truman avem războiul din Vietnam și cel din Coreea. Da, într-adevăr. Altă atitudine. Pe de altă parte, surprinzător, deși la conferința începe cu prezența lui Winston Churchill, el va părăsi conferința pentru că Partidul Conservator pierde alegerile în Marea Britanie. Domnul Churchill, ce ați făcut dumneavoastră pentru țară cât ați guvernat? Păi am câștigat al doilea război mondial. Nu te mai vrem. Destul de amuzant, sincer. Da. Chiar ironic. Nu te odihnește. Nu-mi place. Da. E, mai și vine la Potsdam noul prim-ministru, laboristul Clement Attlee. Cu alte cuvinte, Stalin are de-a face cu Doinovici. Da, într-adevăr. El fiind deja experimentat, el este ales chiar după moartea lui Lenin, fiind secretar general de stat, chiar prin anii 20, pe acolo, prin anii 23, nu 22, pe acolo. 24 devine, vine la putere. Bun. Când începe conferința de la Potsdam, deja estul Europei era sub ocupație sovietică. Da, într-adevăr. Nu puteai să negociezi fiind din partea Marii Britanii sau chiar din partea Statelor Unite ale Americii soarta Poloniei sau soarta statelor din Balcani fără un preț anume care trebuie să-l dai. Ideea că statele din estul Europei mai pot fi salvate în momentul Potsdam este o inepție. Da, într-adevăr, nu consideră. Adică, hai să luăm un stat ca România, care era prins între zone de ocupare sovietice totale. Adică, gândiți-vă că era și Ungaria ocupată, era și Bulgaria ocupată, era... Tot. Da? Și Polonia, sovieticii mai aveau un avantaj la această conferință. Ei erau cei care ocupaseră Berlinul. Exact. Ei au ocupat tot frontul de est și au luptat în tot frontul de est din 1942, în continuu până acum. I-au împins frontul de est de la Stalingrad, de lângă Moscova, și chiar de lângă Moscova, până la Berlin. Deci, da. O diferență în kilometri foarte mare și Marea Britanie și Statele Unite ale Americii nu au ce comenta în privința asta. Adică, da, Stalin... partea de est a fost eliberată de sovietici, dar eliberatorii estului și vestului Europei aveau mentalități politice diferite. Dacă englezii și americanii au eliberat vestul Europei de un regim totalitar pentru a reda libertatea celor popoare de a se conduce în mod democratic, Stalin a venit și a spus foarte simplu: unde eliberez eu, instalez regimul meu. Într-adevăr. Și atunci, să ne întoarcem la conferința de la Potsdam și să vedem care au fost principalele subiecte de discuție atunci. La Potsdam s-au discutat soarta Germaniei și soarta Poloniei în secolul ce trebuia să mai continue. Bun, ce se întâmplă cu Germania? Cu Germania și cu Austria în același timp. Da, Germania și Austria sunt împărțite în patru zone de ocupație. Uniunea Sovietică permite Franței să ocupe o zonă de ocupație, cea din chiar în graniță cu Franța. Marea Britanie primește partea nord-vestică și Statele Unite ale Americii primesc partea sudică a Germaniei. În schimb, Stalin și Uniunea Sovietică primesc toată partea... Jumătatea estică. Și în Austria, Stalin primește partea principală a Austriei, chiar Viena, cea mai importantă parte, și restul sunt împărțite cam în mod egal. Deci avem patru,
germani, Uniunea, Anschlussul din 1936 este desfăcut. Da. Austria și Germania efectiv dispar de pe hartă pentru că sunt împărțite între învingători. La fel, Berlinul și Viena sunt împărțite în patru zone de ocupație, fiecare sector, fiecare țară având un sector. Tot în privința Germaniei se decide desființarea tuturor ramurilor industriale care pot fi folosite pentru refacerea armatei. Da, într-adevăr. Și apare ca după fiecare război problema reparațiilor de război. Da. Din ce am citit eu în timp, știu că Uniunea Sovietică a luat, mi se pare, o sumă de 220 de miliarde de dolari la timpul acela, mi se pare? Sau da. De... Asta a fost pretenția sovieticilor. 220 de miliarde de dolari. Însă, Harry Truman, și aici, iată o povață a trecutului învățată, a insistat asupra reducerii acestei sume, pentru că reparații de război foarte costisitoare, asemănătoare cu ce s-a întâmplat la Versailles, ar putea avea același efect. Da, într-adevăr. Având experiența perioadei interbelice în care un regim totalitar ajunge la putere tocmai pentru că învingătorii au fost nemiloși, americanii au insistat pentru scăderea masivă a acestor reparații de război. Și aici a început o negociere care, de fapt, putem să o considerăm a fi începutul războiului rece. Da. Sovieticii au acceptat această reducere la oferta occidentalilor de a primi pe lângă exploatarea economică a estului Germaniei și 10-15% din partea sectorilor vestice. Mai mult, Stalin a plusat. Deci nu vreau doar 15% din industria și banii părți sectorilor vestice. Vreau 15% din aurul german și din toate capitalurile investite de germani în lume. În schimbul acela renunța Stalin, în schimbul controlului efectiv și recunoscut de către occidentali asupra Europei de Est. Stalin atunci a venit și a trasat linia de la Baltica, viitoarea cortină de fier, da, de la Baltica la Adriatica și a zis, ok, eu renunț la cele 15% din aur, toate astea, vă puteți păstra toată producția vestului Germaniei, tot aurul și toate lucrurile astea, dar dincolo de linia asta nu mai trece nimeni. În acel moment, la Potsdam, se împarte Europa, se împart sferele de influență și începe războiul rece. Pe lângă acest... Pe lângă problema germană, ai spus de problema poloneză. Ce s-a decis în privința problemei poloneze? Granița poloneză a fost mutată oarecum, deoarece în pactul Ribbentrop-Molotov, format între Germania nazistă și Uniunea Sovietică la începutul războiului, a fost ideea de o alianță între Uniunea Sovietică și Germania nazistă. Dar părțile ocupate sovietice au fost trasate în alt tratat. Da. Așa că Polonia a fost recompensată cu părți din Silesia și estul Prusiei. Exact. Cu alte cuvinte, în 1939, Polonia a fost atacată simultan de cele două state totalitare. De Germania și de Uniunea Sovietică și a fost împărțită în două. E, Uniunea Sovietică este cea care câștigă războiul. Deci partea ocupată de sovietici după 12 septembrie 1939
nu mai este dată înapoi, pentru că este câștigătoare. Știu Germania pierde războiul. Știu că s-a mai vorbit și de implementarea încă unui puțin teritoriu dat Poloniei, că partea care e delimitată Polonia acum se numește linia Curzon sau ceva de genul. Da. S-a vorbit și despre mărirea linii Curzon ca să, așa ca un fact interesant, ca să cuprindă și orașul Lviv. Da. Interesantă chestia asta. Poate ce este interesant în acest moment la Potsdam este faptul că prin voința a trei oameni o țară este mutată pe hartă. Polonia postbelică este mutată cu aproximativ 200 km spre vest decât Polonia interbelică. Da. Pur și simplu iau harta și mută țara pe hartă. Ce ocupase sovietici și rămân la sovietici în vestul Ucrainei și Belarusului de astăzi, în schimb primește teritorii în partea de vest în dauna Germaniei. Bun. S-a mai discutat la Potsdam și organizarea conferinței de pace. Și de asemenea este momentul în care Truman îl anunță pe Stalin că a ajuns la obținerea bombei nucleare. Și Stalin informează că știe deja. Și Stalin informează că știe deja. Da? Acum, în timpul conferinței, Truman se hotărăște să folosească bomba atomică, care va fi folosită la o săptămână după Potsdam. Sergiu, părerea ta, crezi că negocierile de la Potsdam, conferința de la Potsdam, poate fi considerată punctul de trecere de la al doilea război mondial la războiul rece? Aici se rupe prietenia dintre anglo-americani și sovietici? Da, consider chestia asta. Pentru că în anii ce vor urma anumite conflicte care să elimine, cum spuneau și americanii, mi se pare că tot prin doctrina Truman, da. Red Fear, adică da. Frica roșie, da. Care amenința lumea, oarecum. Pentru că în acest război rece nu mai e vorba de granițe, e vorba mai mult de ideologie și putere în lume, de afaceri. Exact. Mai mult. Consider că da, a fost un punct de trecere foarte important, pentru că nu cred că o să mai fie, cel puțin, nu știu, pe pământul ăsta, poate în spațiu sau undeva, un război cum a fost al doilea război mondial sau chiar primul război mondial. Un război atât de catastrofal, pentru că nimeni nu mai vrea să vadă din nou ororile războiului și ororile ce au urmat, economic vorbind și chiar în lipsa populației, în care după război să pierzi atât de mulți oameni, 20 de milioane sau multe persoane care poate fi forță de muncă, un detriment foarte mare economic. Și da, consider chestia asta, pentru că acolo a început să se rupă ușor, ușor, treptat. Acolo a început distanțarea, o distanțare a alianței dintre ei, pentru că fiecare și-a luat zona de influență și a făcut ce vrea. Da, de fapt, această distanțare apare în momentul în care scopul alianței dispăruse. Da, ei pe ei țineau uniți existența Germaniei și existența lui Hitler. În momentul în care Germania a capitulat, Hitler era mort. Nu mai aveau motive de prietenie. Sovieticii aveau nevoie de alianța cu englezii și cu americanii, alianță care le-a adus multe beneficii militare, în echipamente, în bani, pentru a-și reface armata după invazia germană.
Deci aveau nevoie de ei, unu, trebuiau să elibereze teritoriul și trebuia să învingă Germania. În momentul de la Potsdam, Stalin avea toată Europa de Est ocupată și Germania învinsă și armata rușilor la Berlin. Nu mai trebuie alianța în momentul de față. Da, deja... Are sarcini în căruță. Da, oarecum, are sarcini în căruță. Stalin. Oarecum trece de la stadiu de putere Uniunea Sovietică la un stadiu de superputere, la stadiu care ajunsese deja America. Exact. Și încă întrebare. Putea fi salvat Estul Europei de sovietizare? De sovietizare? Hai să zicem că bun, Stalin a zis, domnule, uite, renunț la despăgubiri dacă îmi dați 15% din așa. Și renunț la 15% dacă nu vă mai băgați dincolo de linia asta. Sincer, cred că ar fi putut scăpa, pentru că... În momentul Potsdam. În momentul Potsdam, pentru că în momentul Potsdam, am uitat, am și citit și m-am și documentat și din surse rusești. Da. Și se vorbea că Stalin și consilierii sfătuitori lui aveau de gând mai mult să ia tot ce pot, tot ce ar putea să ia. Cât pot, aia luăm. Pe principiul ăsta erau. Pentru că știau că nu se pot compara economic cu Statele Unite ale Americii, cu Marea Britanie sau cu vestul Europei. Niciodată nu s-au putut compara piața rusească-sovietică cu piața Corect. Statelor Unite. De asta au și acum, în ziua de astăzi, chiar după picarea Uniunii Sovietice, un trilion de dolari GDP, când America are 20 de trilioane. Adică e o discrepanță mult prea mare pentru 30 de ani în care nu s-a mai întâmplat nimic în afară de... Și atunci întrebarea este următoarea. Au cedat occidentalii prea repede? Adică, eu spun, este o întrebare ipotetică în acest moment. Dacă occidentalii ar fi spus, mie nu-mi convine acest târg, adică renunț la, ok, tu renunți la 15% din aurul german, din capacitatea de producție ale sectoarelor vestice și vrei în schimb control, sfera de influență în Estul Europei. Pentru că ideea sovietică asta era să aibă un cordon sanitar la graniță, să nu aibă, asta se întâmplă și acum. Vezi, în momentul în care avansează NATO, între Rusia și NATO trebuie să fie niște țări care să fie prietene cu guvernul Rusiei și să nu fie în alianța adversă. Și de asta țin cu dinții și de Georgia și de Ucraina. Estul Europei era o... cam cum fac, nu știu, un fel de scut al unui sovietic. Da, de asta se numește și... Da. Așa. Dacă occidentalii ar fi spus... Nu suntem de acord. Îți iei aia 15% și nu îți dăm controlul în Europa de Est. Dacă, că spuneai, că consilierul lui Stalin a mers cu ideea asta, luăm cât putem. Dacă ar fi putut să ia 15% din aurul nazist, Stalin, în schimbul acestui 15% din aurul nazist, și-ar fi retras trupele de la București, de la Sofia, de la Budapesta. Nu cred. Totuși, presiunile erau mult prea mari pe și pe Uniunea Sovietică, dar mai ales pe statele democratice, pentru că în același timp are și jumătate de Europa și consider că există și rezerve de aur și în România și peste tot. Și consider că... Deci nu putea fi salvat trade-off-ul pe statele estice e mult, mult mai bun decât aurul Germaniei. Cred că așa s-au gândit și ei, adică până la urmă urmei, chiar dacă sunt de acolo, aveau anumite principii și anumite chestii care să ia în același timp. Da. Practic, aici se decide viitorul Europei, un viitor care putea fi citit dinainte de Potsdam, atunci când sovieticii, pentru a păstra controlul asupra Poloniei, refuză să-i ajute pe insurgenții polonezi în 1944 în insurecția de la Vașovia. Pur și simplu îi lasă să
să piară și apoi intră într-un oraș bombardat de naziști ca eliberatori. Ne apropiem de sfârșit. O povață a trecutului, atât vă pot spune, nu este egalitate. Și pentru mai mult de atât, dragii mei, citiți Câinele și cățelul al lui Grigore Alexandrescu. E o povață a acestei emisiuni. Ne vedem vinerea viitoare. Să fiți sănătoși!